Inspectoratul Teritorial de Muncă din Iași desfășoară campania de prevenire a COVID-19 încă de la începutul pandemiei. În aceste zile, inspectorii stau de vorbă atât cu angajatorii, cât și cu angajații. O altă campanie care avem în derulare este cea de prevenire a răspândirii COVID-ului, în sensul în care prefectura, prin ordin de prefect, a stabilit un grup în care mergem să verificăm dacă angajatorii respectă prevederile legii 55. Angajatorii au obligația de a stabili terminarea programului de muncă la ora 21, iar acolo unde sunt peste 50 de angajați într-o instituție, programul va fi decalat sau angajații vor munci și de acasă. Angajații trebuie să poarte mască pe toată durata programului de muncă și să se dezinfecteze. Vreau în continuare să tragem un semnal de alarmă privind aceste, să spunem, ordonanțe care au apărut în ultima perioadă și respectarea lor. În sensul în care angajatorii au obligația, după cum știm, programul de lucru se termină la ora 21 și în continuare mergem pe partea de prevenție privind respectarea, să spunem, a purtării măștii persoane angajaților, da, în spațiile închise. Și unde a fost cazul, vorbim de decalarea programului de lucru. În sensul în care la peste 50 de angajați, o instituție sau o entitate are obligația de a găsi modalități ori de decalarea programului de lucru, ori telemunca acolo unde este cazul. Chiar dacă în județul Iași incidența a scăzut sub 3 cazuri la 1000 de locuitori, cei din conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă spun că vor continua atât acțiunile de control, cât și campaniile de prevenire, și asta pentru a evita pe cât posibil o nouă creștere a numărului de infectări.